doamnă, când ai ieșit da, atunci? Da. Dar ce s-a întâmplat? Da, da, păi eu am chemat. Sau Hristache? Nu știu cum îl cheamă, sincer să fiu. Nu reușesc să fiu. Știți de ce? Nu sunt mutată de mult în locul ăsta. Și familia asta nu prea... Avea probleme financiare sau? Nu, și avea probleme cu capul, e bolnav. Psihice. Da, psihice. Și el și mai are și un băiat care e tot la fel. Se înțeleg că nu au mai fost nevoie de intervenția pompierilor, au reușit jandarmii. Nu, n-a mai fost nevoie, nu. Au venit într-adevăr jandarmii și cu și l-au... Cam da, ce vârstă are, doamne? La vreo 50 de ani. Are 50 și ceva. Are soție, doamne. Are soție, are doi copii, doi băieți. Doi și o fată. A, da, și o fată, da, într-adevăr. La ce etaj locuiești? La 4. La 4 aici? Da, da. Pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă s-a întâmplat. De vorbă cu el? Da, mai mereu am zis, stai acolo, stai acolo. Până a venit jandarmeria, am stat cu el de vorbă, că altfel... Am înțeles. Puteam, da. De aproape o lună de ce stăm crizele astea, știți? Deci am mai avut... Da. Afară, aici... Prima dată când am auzit, am zis că așa este, ce mă omoară filme, mă omoară filme. Bă, zic, aici dă urmă, nu da telefon, nu, se tăia aici la urmă. Al dat a ieșit cu bicicleta în brațe, așa, om bolnav. Nu înțeles. Aseară a venit, era de sculț aseară. Și în punctul ăla, la altă nu a ieșit. Da, zice că n-are bani, a luat nu știu, că nu era așa. Dar are ceva, are. Tot să fie salvat. Deci, nu, da, dacă mai lasă... Psihice s-au agravat și... Da, s-a agravat într-adevăr. Din ce cauză o fi... L-a dus la spital, au zis că nu-l ține, că n-are bani, n-are servici, n-are nimic. Nu are asigurare medicală. N-are asigurare, da, și eu am fost la spital și i-a dat drumul. Mulțumesc. Păi crește cineva de loc, dar cum? Nu știu ce vine. Păi nu am văzut. Uite, ne uităm, mă, ce drept! Și de-asta răzgândit în drept. În care din blocurile astea s-a întâmplat, doamne? Aici. Ăsta, gri. Dar pe spate. Am înțeles. Televizorul, dracu. Asta, mă. Filmez de stața, da. Ah.